Clubul Pandurii Târgu Jiu vine în sprijinul victimelor de la colectivă. Echipa gorjeană de fotbal i-a invitat la Târgu Jiu pe cei 5 copii rămași orfani în urma tragediei. Conducerea l-a dăruit cadouri copiilor, iar jucătorii le-au oferit o experiență de o zi în cadrul unui club de fotbal de prima ligă. Am zis să facem ceva special pentru că, până la urmă, trebuie să se simtă în mijlocul nostru deschis. Și am gândit la o acțiune de genul Panduri pentru o zi. Vor petrece momente împreună cu jucătorii, așa cum face orice alt jucător. Pentru moment, copiii au lăsat deoparte zbuciumul din sufletul lor și s-au bucurat de cadourile primite și de o zi specială petrecută la Târgu Jiu. Te lași de fumat și joci fotbal. Wow, băgați foca mea, poate! Un gest foarte frumos. Și chiar mă bucur că am venit aici și chiar mi-a făcut plăcere să-i cunosc. Tot pentru a veni în sprijinul copiilor rămași fără părinți, Pandurii vor dona toate încasările din partida de astăzi cu Petrolul Ploiești. Totodată, conducerea clubului a declarat că intenționează să-și păstreze acest obicei și să organizeze periodic acțiuni caritabile.